are sens să spui. Când vrei să strângi în brațe, nu ai pe cine. Când vrei să dai un telefon, sunt toți plecați. Bate la ușă și, după cum puteți vedea, ea este Alexandra, ea este Cristina și domnul Robert Georgescu! El, fiind singur acolo pe sus, e distanțat social destul. Acum vin cu o variantă nouă a piesei tale, Robert Georgescu, când vrei să iubești pe cineva. Sunt aici. După, dacă vrei să dai un telefon. Dar n-am internet. Deci închis. Telefon cu internet, mă rog. Bună seara, Cărcotași. Ne afundăm tot mai mult în ura. Să duce scrie pe internet. Toată lumea e disperată. Toată lumea se ceartă cu toată lumea. Exact. În cele din urmă, pandemia a scos tot ce e mai urât din noi. Păi cum, că parcă era vorba că o să fim cu toții oameni mai buni, dar adevărul e că prea puțini sfinți s-au născut și prea mulți porci, prea puțini înțelepți și prea mulți nebuni. Ce e de făcut? Să încercăm să nu-i băgăm în seamă pe cei ce ne înjură. Auzi, Șerban, da. Dragii mei, eu de-aia zic, mă, să înceapă Cronica Cârcătaților! Da. Reîncepe campania electorală. Nici pomenală. Hai, mai tăie din ele de ledre. Învățăm să trăim cu dușmanul. După această petrecere, doi deputați PNL au ajuns internați la terapie intensivă. Care mari, mari, că trești, ce vrei să-i faci? Dar fără nicio legătură, vin fetele cu ceva nou. În această seară vreau să vorbim despre... Și da, ne-au pregătit și băieții noștri una alta. Nu știu cum, de nu mi-am dat seama din prima. Vă pup, I love you. Și apoi venim cu cele mai mari tâmpenii din tembeliziunile noastre dragi. Astea sunt, tată. Iuhu! Începe partiul! Hai să spun așa, trebuie să ai o labă foarte frumoasă. Ce am zis? Trebuie să ai o labă foarte frumoasă. Ce mă deja? Trebuie să ai o labă foarte frumoasă. Doamne, m-am și emoționat, că nu mă așteptam. Trebuie să ai o labă... Băi, iată-ne! Foarte frumoasă. Dar ce s-a întâmplat? Am spus cuvântul labă și a început să râdă. Hai să mai încerc o dată. Tare viitor. Fii atent, următorul este tare de tot. Fii atent. Ce mănânci de arăți așa bine. Banii la fraieri. Nu ți-a stat în gât. Mi-a stat inima. Altă labă. Da. Astăzi este o ediție deosebită, văd. Hai, mă, că nu poți! N-ai cum cu fața asta și cu părul ăsta să fii serios pe bune, n-ai cum! Măi, nu mai râdeți, este laba piciorului! Hai, nu mai fi supărat! Că nu spune tu mie cum să fii! Gata! Genial! Mamă, cât avem de făcut în seara asta, incredibil! Aș vrea să vă uitați foarte atenți la părul lui dezbrăcatul, el are... Ca să eliminăm elefantul din încăpere. Spre deosebire de mine, care nu am și n-am nici probleme. El are probleme, nu stă bine, nu stă electrizat. Bine, o să mi-l las pe toată emisiunea, o să mi-l las așa vulvoi, nu? Dar pare așa răvășit puțin. Răvășitul oilor. Uitați-vă la al meu cât e de răvășit, că m-a rămas din el, că... Ți-l-a devastat cineva. Mi-l-a devastat un uragan, da. La Pro TV, pe strada Magdei Pălimariu, ploua, vreme bună, soarele întunecă sufletul. Cred că i s-au inversat niște contacte acolo, în căpșorul ăla al ei. Stimați spectatori, din această cauză, nu mai știe cum o cheamă nici cu buletinul în față. Hai, mă, cum adică nu știe? Pagda Mălinariu, cum eu. Rămâi pe Pro TV.
La ProTV, când nu dă busul meteorologia, se ocupă de ea Magda Pălimariu. În București astăzi avem vreme frumoasă, dar cam răcoroasă. În prima parte a zilei va domina atmosfera însorită, însă după prânz apar și câțiva nori de vreme bună. Adevărul e că numai atunci când e vreme bună, sunt nori afară, vreme bună de număra banii sau de făcut și alte nebunii. Friki, friki. În București astăzi avem vreme frumoasă, dar cam răcoroasă. În prima parte a zilei va domina atmosfera însorită, însă după prânz apar și câțiva nori de vreme bună. Revenim acum la el, doar la el, maestrul în meteorologie al ProTV-ului, Busu. El știe atât de bine meteorologia că a învățat temperaturile pe din afară. Face exact cum fac eu la radio. Mâine e foarte cald, adică e mult mai cald decât ar fi normal. Avem aici harta României și uite cât de cald se face, 24, mâine 25 de grade vineri, după care vine ziua de sâmbătă, când n-avem mai mult de 20 de grade, se răcește. După cum vedeți, tehnica joacă feste lui Busu, sau o fi felul în care echipa protestează după schimbarea patronilor. Deci, foarte, foarte rece. Uitați-vă ce e prin nord, prin vest, o să fie rece bine de tot. Și mai vin și niște ploi tot pe acolo, prin partea asta vestică, nordică. Și la munte ninge. Busu e profi, frate, deci are toate datele de care are nevoie, chit că harta îi face probleme. Jurnalul este încheiat de Andreea Esca, care face așa un fel de rezumat a ceea ce puteți vedea după știri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează sport, vremea, ferma, Orășeni versus Săteni. Dacă până și Esca s-a bâlbâit la ferm, atunci înseamnă că programul prezintă umflături. O să vedeți imediat de ce. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează sport, vremea, ferma, Orășeni versus Săteni. Mamă, ce s-a bâlbâit Esca cu ferma aia, frate, bacă să Orășeni, bacă să te încep chestii. Mie nu s-a părut niciodată a fi asta un mare clenc. Ce să zic, se bat sătenii cu orășenii. De parcă orășenii nu sunt fost săteni. Niciuna dintre vedetele din ferma nu e vreun agricultor sau zootehnist fruntaș, frate. Da, și mai mult decât atât. Au venit și ele să mulgă bugetul promului de niște bănuți, că au bănuți da, acolo. Da, să știi, măi, dezbră, chiar așa este. Unii au venit chiar a doua oară și nu de drag, că de fomică. Gără, mațu! Continuă telenovela Ferma de la ProTV. Aici se prezintă concurenți noi și totuși vechi. Cu Ferma, Viviana și George fac în continuare schimb de fluide eficient. Ne vă rugăm frumos să le facă cineva rost de o cameră, că prea se pupă pe unde apucă și îi filmează producătorii din toate unghiurile. Alt cuplu de îndrăgostiți din aceeași minunată Ferma. Lesco și Piștereanu se prezintă la turul de noapte. Aici nici că face niște dezvăluiri incredibile. Care condițiile de la Ferma? Singura insectă care se poate cuibări acolo este păianjenul. Nu-mi frică de tine. N-am insecte de la zâsne. Da. Că nu-l apucă pe Jimmy. Jimmy, acea, iubești acea, pe fițele în bikini, dar pe tine cine te mai iubește, Jimmy? Draga noastră, Ana Alescova, te sfătim să-ți cumpere un insectar. Cum și unde presezi insectele, treaba ta, că noi nu vrem să știm. Vorbește nu numele tău. Eu vorbește numele tău, da? Cred că vreți, dar în timp ce în România unii prind muște, alții prind locuri eligibile pe listele electorale. Parcă-s mai interesante muștele alea de la Anișca Mare. Fugem. Având în vedere viitoarele alegeri parlamentare, partidele au început să-și umple listele cu candidați, că de votul uninominal s-a ales praful. PNL a avut, n-a avut câteva surprize, dar PSD a schimbat garniturile din mers. Celebrii doctori anti-Covid cu expunere masivă în mass media au ajuns în noul PSD, care se reformează văzând cu ochii. Reprezentantul României la OMS, doctorul Alexandru Răfilă, băiatul șefului securității din Timișoara, Alexandru Răfilă, și nepotul numiților Nicolaevici Ioan Serghei. Și a Nicolaevicia Veselina a ajuns exact unde trebuie, în Partidul Social Democrat. Un alt membru important al mișcării anticovid de băga spaima în oameni, domnul Adrian Străinu Cercel, a ajuns și el încartiruit în noul PSD al domnului Ciolacu. Eu vreau să îl asigur pe domnul profesor că astăzi dânsul nu face un legământ sau o promisiune Partidului Social Democrat. Și ca de obicei, când e vorba de raculări în PSD, apar imediat și șantajele. Domnul Rafila știe. Aveți în acest moment această teamă că s-ar putea ca la DNA să deschidă un dosar pe numele dumneavoastră, sau există o astfel de suspiciune? Da, e o întrebare foarte interesantă. Nici pomeneală. Mie martor și cei de sus și cei de pe Tera
cu ceea ce am făcut la Matei Balș. Dragi tovară și prieteni, totodată, șeful suprem Ciolacu deplânge lipsa oamenilor profesioniști din cabinetul Orban. Noi considerăm că lipsa cronică de specialiști în actualul guvern este cea mai mare problemă a României. Ia uitați-vă unde era specialistul! Nenea ăsta, un semidoc de soi, l-a adus în partid pe rectorul Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și atât de priceput e el, specialistul Ciolacu, că nici nu știe cum îl cheamă pe candidat. Doresc să vi-l prezint pe domnul profesor doctor Ambrozie Leonard. Ambrozie Leonard. Ambrozie Leonard. Așa cum vedeți, partidul PSD are lipici la doctori. Aoleo, Șerban, pe asta înseamnă cumva că doctorii sunt lipitori? Na, vor să se dedice binelui public, ca și prietenul nostru, domnul Costică Berindei, care e în fața sediului PSD și are niște duleanțe, pentru că de ce? El a plecat din sus, a mers în jos și de din jos, jos în sus, de sus exact. În jos. Am fost șef de echipă, am fost lider de sindicat, am fost în administrația locală, lumea mă... deci am coborât de jos, am fost taximetrist, lumea mă știe, știe că sunt un om care chiar nu mi-e frică. Domnul Ciolacu, dacă tot luați și candidați pentru prezidențiale, pentru președinție, pentru parlament, vă rog mult să mă luați și pe mine. Puneți-mă și pe mine pe liste. Deci la mine în bloc sunt stomatolog. Știți câte măsele și câți dinți am scos eu la viața mea cu boxul ăsta? Sunt și chiropractor. Aveți idee câte oase am îndreptat cu bâta asta și câte cocoașe am îndreptat eu și pe câți am leșinat cu bâta? Că în timpul liber sunt și anestezist, deci sunt și anestezist și dacă vine vreun vecin agitat, eu cu mânuțele astea două îl liniștesc instantaneu. Cu alte cuvinte, sunt Costică Berindei, doctor pentru PSD. Costică Berindei, de sus în jos, de jos în sus. Iar PSD-ului îi recomandăm, doctorițele noastre de suflet, bebelușele. Alo. Vai, bravo, felicitări! Aplaudați echipa tehnică! Da, aplauze, ai vă rog frumos! Ai vrut să faci filmare și ai apăsat pe poză! Da, ce aoleu, telefon, te bate tehnologia asta. Nu se poate așa ceva! Deci, deci când telefonul... Hai, mai facem o dată! Când telefonul se uită la mine, mai că-mi pun mască, pentru că nu știu ce e în el acolo! Sărăcuțul sărăchie, sărăchie! Sărăchie! Ea este Alexandra aia blonde, da? Da. Alexa Story pe Instagram și pe TikTok, unde e regina la TikTok. Aia este Cristina Ștefan oficial, tot pe Instagram, pentru că e șmecheră. Deja mă întreba ce, cum să pun și eu niște postări sponsorizate. Da. Am când am mai că sunteți în video. Și Robert Georgescu! La final de emisiune, Robi promite să pună un beat. Știți ce este frumos într-o relație de lungă durată? Dăm voie, Șerban, dăm voie că sunt cel mai mare dintre voi și știu foarte mult. E drăguț când cei doi au ce afla unul despre celălalt, de exemplu. Da, măi, despre, dar știi care e faza? Că atunci când partenerul tău e așa o carte deschisă pentru tine, da, de cele mai multe ori îți vine să închizi cartea și să o pui în raftul de amintiri. Ioana, dă jos de pe raft nou cârco interviu, că se umple de praf, nu se poate așa ceva. Păi fiți atenți aici, că urmează. Salutare, salutare! Știm că vă place muzica și dansul, așa că astăzi am dat iama peste fosta noastră colegă Oana Ioniță și soțul Florin Budnaru. Pregătiți de cârco interviu? Da! Gata, să începem! Cine dă tonul în familia voastră? Care dintre voi...
Are mereu poantele la el. Cine ar putea vorbi ore în șir fără să obosească? Știam asta, dar am vrut să verificăm. Dar și tu trebuie să dai în același timp, că nu mai zici. Cine întârzie mai mult la întâlniri? Doi. Cine e mai morocănos de dimineață? Care dintre voi e mai dezordonat? Cine e mai probabil să nu-și aducă aminte unde a parcat mașina? Cine ar putea mânca singur o pizza întreagă? Tot. Cine își mai cumpără din când în când chestii pe ascuns? Eu, de pe net. Cine ar fi în stare să aibă o criză de râs într-un moment total nepotrivit? Cine sporăie mai tare? Cine s-ar îmbăta primul la un concurs de băut șaturi? Și la unul de balet. Cine face cele mai multe gesturi romantice? Haide! Eu poate, da, acum 20 de ani. Cine e cel mai probabil să uite de ziua de naștere a celuilalt? Cine mituiește copiii cu dulciuri și jucării pentru a fi părintele preferat? Care dintre voi are o familie mai ciudățică? Cui se face primul dor atunci când nu sunteți împreună? Care dintre voi plânge la filme? Eu. Cine face cele mai proaste glume? Cine face spagatul în familia voastră? Florin, vreau să văd asta. Cine e mai supărăcios? Dar trebuie să-ți dai și tu, adică trebuie să recunoști, știi? Când este că nu recunosc. Nu recunosc nimic. Care dintre voi este mai cârcotaș? Eu. Culmea. Oana, Florin, vă mulțumim foarte mult. Dați legătura în platou. Ce faci? Ce faci, mă, băiatule? Mă, trebuie să fie la fel. Șofă, hai că te prind și te iau la cârcă interviu pe tine și pe Nicu. Ia uite, mă! Atenție! Comunicarea în cuplu este esențială. Da, este foarte important. Stimați-le, spectatori, este foarte important că dacă te înjuri, bă, să te înjuri față în față, așa, nu pe la spate. Exact. Da, este foarte important să nu existe decât un șef în casă și ăla cu siguranță să fie el. Auzi, Ioana, pe bune, așa e la mine, mă. Ai, eu, da, eu sunt la bucătărie. Bine, spăl vasele când vreau eu. E șef, da. La Șef la Cuțite se prezintă o timișoreancă angajată la primărie să răspundă la telefon. Care râde? Râde de mama focului. Mai vin sau nu mai vin? Asta e. Dacă nu v-a plăcut... Hai noroc! Hai noroc! Lască primari! Aici... Auzi, ai vreun tratament? Pandemia asta! Nu știu, bă, dar ce pastile iei, că vreau și eu o pastile de-astea. Așa am zis colegii mei, Maria, cu ce te dai? Șefii încearcă să fie serioși, să mărească suspansul, dar ți-ai găsit cu nebuna! Maria... Am lăsat înglumit, este vorba despre mâncare și despre viitorul tău în această emisiune. Cum? Hai să mai încerc o dată. Care viitor? Deci, vă rog să mă spun așa. După această scenă demnă de cascadorii râsului. Serios? Da, pentru că ești un invitat special, felicitări. Ai fost senzațional. Ia uite, mă, cum poți, mă, să-l scoți pe Gina Fela din dormitor și să o bagi în bucătărie? E un nonsens! Hei, dragă Șerban, uneori în viață
trebuie să alegi ce vrei, o femeie care îți face foame sau una care ți-o astâmpără. Nu știu cum să vă zic, dar din păcate nu le puteți avea pe toate. Nu le putem avea pe niciuna, aia e problema. Asta e partea a doua. Dar revenind la foame, că asta mă interesează pe mine acum, parcă aș mânca ceva. Aveți și voi un sandwich, ați venit cu avem un foc, o bară, ce-ți dorești? Îți face de neadesbră ceva repede, luăm o scurtă pauză, o hrănim pe asta mică și revenim imediat. Hai, te rog. Dar nu-i adevărat! Chiar următorul este tare de tot. Cântecul ăsta e despre noi. E despre tine, culmea. E un cântec simplu despre vaci și boi. Vezi, mă, că vin femei și pentru tine. De la sate cu căruțe colorate. Doamne, m-am și emoționat. În care trec țigan și cântă de la spate. Mafiotule! Frumosule! Trebuie să ai o labă foarte frumoasă. Nu mă așteptam. Astea sunt, tată. Iuhu! Yeah. Începe partiu! Da, Ioana, te rog. 3, 2, 1 și spre. Stai așa, nu. Mai o dată, mai o dată la început. Hai. Stânga, cu stânga, da? 1, 2, 3 și. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Hai, am făcut o spra. Specialiștii știu, de la 1 la 3, se joacă alba-neagra cu județele. Așa este, oamenii cunosc un singur drum în mod perfect. Eu sunt pădurarul. Drumul spre curul domnului Voiculescu. În rest, se cam rătăcesc pe șosele. La Antena 3 avem angajate noi și mai ales profesioniste. Uite, de exemplu, Donșoara vorbește despre județul Argeș și reportajul este din Alba. După ce masca a devenit un accesoriu obligatoriu inclusiv în aer liber, cazurile înregistrate la argeșeni s-au înjumătățit. De la debutul pandemiei, în județul Alba au fost efectuate 90.000 de teste. Acum pe bune, Argeș, Alba, tot cu Ance, putea să fie și Arad, că era perfect. La România TV avem un invitat care e la fel de incoerent ca și angajații. Aici avem nevoie de decizii corecte, iar dacă deciziile sunt dure, coerente. Și puse în practică și respectate de toți cetățenii. De ce nu poate domnul să se concentreze? Are o păsărică cel bâzie la cap. Aici avem nevoie de decizii corecte, chiar dacă deciziile sunt dure, coerente. Îl lăsăm deoparte pe domnul cu păsărica lui cu tot și rămânem la România TV, unde un reporter este complet derutat. Ce? Bun găsit, sunt live? Da, ești în direct, te ascultăm. Într-adevăr, astăzi a avut loc ședința... Hai să vă spunem noi că știm care e problema. De la mască. Intră mai puțin oxigen și atunci cerebelul e neoxigenat. Așa că unele acțiuni ale reporterilor sunt scuzabile. Pardon. Ce? Bun găsit, sunt live? Da, ești în direct. Da, frățioare, ești live, ai grijă mare când înjuri să o faci elegant. Iar când ești la cameră, băiețel, niciodată nu-ți bagi, ci intromisionezi. Așa e, intromisionezi și nu înjuri nici măcar când te trădează pluralul. Mama lor de struguri. Avem la irealitatea o bâlbă de sezon. O prezentatoare se grăbește și botează strugurii, nu vinul, strugurii. Cele mai căutate sunt gogonelele, gogoșarii, morcovii, prunele și strugurile. Ce ne-am face noi fără strugurile astea, din care ies vinurile și oțeturile? Vedeți când a greșit fata? Te-am scos, dai o bere. Cele mai căutate sunt gogonelele, gogoșarii, morcovii, prunele și strugurile. La Digi24 HD a fost intervievat telefonic de acum
fostul prefect al Capitalei, un habarnic de soi. Spuneți-mi, domnule Cojanu, dacă știți numărul de azi de cazuri în București, dacă v-ați lămurit până la urmă. Nu m-am lămurit și o să-l aflu ministra, dar va da oficial, eu nu mai pot să răspund. DSP-ul ne va trimite oficial la ora 10. Deci e un mister absolut la prefectura Capitalei câți infectați pe zi sunt. Nu să faceți un roman din chestia asta. Eu v-am spus... E Kafka, dacă e roman e Kafka. Și am să întreb de ce nu mi-au fost comunicate... Până să întrebe de ce n-au fost comunicate, a fost demis de premierul Orban și în locul lui a fost pus comisarul Berbecianu, cel acuzat pe nedrept de diicot și eliberat de DNA. Baftă, comisare, s-ar putea să regrete ăștia că te-au numit. Și încheiem cu Cabral, care are o bâlbă de care râde copios chiar el. Simpaticule. Ce obiect electrosnic sau... ce am zis? Electrosnic. Electrosnic, băi, băiatule. Deci obiectul ăsta electrosnic este combinația dintre electronic și electrocasnic. Deci dacă aveți mâncați electrosnice, să aveți grijă de ele. Hai că a fost bună asta cu electrosnic, dar oare... Cu ce rimează electroznic? Îți spun eu, Ioana, cu pidoznic. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu niște electronice, electrocasnice, care te lasă cu culul baltă când ți-a lumea mai dragă. Așa-i, mamă dragă. Ai de capul meu, Șerbane, astea par a fi electroznice de top. Top, rușinică! Top, rușinică! Domnule CTP, bună ziua! Știu, poate că ar trebui să vorbesc chiar mai bine așa. Ce ziceți, domnule, de hainele dumneavoastră? Sunt penibil. Cu asta, pe mine, sunt chici. Da, cam sunteți. Dați-le jos că mă speriați. De la ce animal e blanaia? Dumneavoastră ați văzut filmul Kung Fu Panda? Înțeleg că l-ați fugărit pe Kung Fu Panda prin China pe acolo și i-ați luat blana. Deci bietul mâini să uită! Opa! Și ceea ce mă face să râd e viteza de execuție extraordinară a felinei. Felinei? Deci nu e blană de tigru? Poate e de pisică, nu? Sau... Și biata pisică ce făcea? Nu fugea că voia să-i luați blana? Ce îi spuneați în momentele alea? Hai, fata, mai fuge. Hai, dragi români. Dar ați prins-o. Da. Da. Să știți că după emisiune o să sun la protecția animalelor. O să faceți asta și altor pisici sau vă stăpâniți? Nu pot să vă stăpânesc, e perfect. Doamne ferește, după ce ați croit haina asta odioasă, ce ați făcut? Am coborât și m-am dus la cartofi. Da, e clar că nu sunteți într-o zi prea bună. În încheiere, poate ne cântați ceva ca să fie cea mai dementă emisiune făcută vreodată? La ce ne cântați? La cap. Se poate cânta la cap, fii atentă. Gata, îmi dau demisia, la revedere, nu mai pot. Noi imagini cu scandalul care a avut loc într-un club din Costinești. Vedem cum un angajat a fost bătut crunt de un camion de arte marțiale. Bună ziua, România! O știre uimitoare. Un camion cu centura neagră 12 de ani s-a enervat îngrozitor după ce a stat ca prostul timp de 6 ore pe centura Bucureștiului, timp în care a rămas și fără motorină și a început să transpire ulei. Cum un angajat a fost bătut crunt de un camion de arte marțiale. După ce i-a înjurat pe toți primarii și toate guvernele din ultimii 30 de ani, camionul pur și simplu n-a mai rezistat și a început să-și ia la bătaie șoferul, pe care l-a considerat vinovat că a ales să meargă pe acolo. Cum un angajat a fost bătut crunt de un camion de arte marțiale. Bietul om a jurat că nu mai ia niciodată pe centură și a declarat că de câte ori va dori să ocolească Bucureștiul, va folosi ruta alternativă, prin Bulgaria. Top, 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 rușinică! Foarte multe indicațiile regionale, da. De genul Cristina, joacă-te cu umbra, da. Cristina!
Robert Georgescu, te rog mult să-mi dai și mie numărul lui ăsta, Balvin, că vreau să-l invit la un botez. Robert Georgescu va cânta la final de emisiune, vei vedea împreună cu Lara, piesa lui Ano, și vine și Snake, parcă-l cheam pe băiatul ăla. Da, da. Așa, lupta dintre Trump și Biden pentru președinția Statelor Unite în fel de Alien versus Predator. Da. Un fel de Șerban pe TikTok. Unul e de tot râsul, celălalt e de tot plânsul. Acum, sincer, între coronavirus și Ebola, voi ce ați alege? Sincer, mai degrabă corona asta, că Ebola era de tot. Oh, yeah! În câteva zile avem alegeri în SUA, doar că zeci de milioane de alegători au furat startul și au votat prin corespondență, you know? Am spus-o și o repetam când ne uităm la Hillary, în ciuda evidenței, Trump părea de treabă, iar acum de când ne uităm la Biden, Trump pare și mai de treabă, you know? O altă confruntare televizată a avut loc zilele trecute, iar după ea, Trump s-a văzut pus într-o postură stânjenitoare. Mai că s-ar muta din Statele Unite dacă pierde. Hai în România, you know? Te așteptăm aici. Paxele sunt mai mari. I shouldn't joke, because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Da, da, dragilor, stați așa să vă explic, pentru că eu m-am prins care este treaba. Am făcut o scurtă analiză politică și am ajuns la concluzia că mulți democrați îl vor în continuare președinte pe republicanul Trump, nu de alta, dar altfel nu l-ar fi aruncat niciodată în luptă pe Biden. Cum că e frumos operat, e cu pielea întinsă cu astea. Are și urubul ăla la spate. Pe lângă el, Trump pare de-a dreptul genial. Da. Pe lângă Biden, Viorica. Pare chiar Angela Merkel. Ca să concluzionăm, atât vă spun. America e în derivă. Conform unui studiu recent, 40% dintre americani trăiesc de pe o zi pe alta și au probleme în a-și plăti facturile. Totuși, spre deosebire de români, ca să se uite la televizor și să uite de grijă, e o emisiune. Noi ce avem? Noi avem Putoarea Dragostei. La Putoarea Dragostei, concurenții au terminat cu smardoiala și au dat-o pe machiaje și ucare. Băi... Explică! Ce faci? Vreau să-i fac genele. Dă-i pe pârceană. Da, pe pârceană. Dă-i pe sprâncene. Pe sprâncene, băi! Dă-i pe sprâncene, că nu te vede acolo, băi! După ce s-au boit, concurenții s-au apucat să se travestească. Ia uite-l pe ăsta în ce hal arată. Când ne uităm așa la ei, ne dăm seama cât de amatori sunt în ale machiajului și stilului. Am fost pionieri în această privință. Iată câteva imagini din arhiva de Aura Cronicii. Vreți stil? Priviți stil! Doamnelor, și dacă cumva vrunul și domnilor, bine ați venit la emisiunea Spiel. Care este Spielul cu emisiunea asta? Ei bine, vom invita în platou două persoane un pic mai urâțele. Acestea vor fi preluate de stiliștii noștri care vor încerca să le înfrumusețeze un pic. Dacă se poate, bine, dacă nu, nu. Vom efectua, ca zic așa, un transplant în direct din partea aceasta în partea aceasta. Avem aici Clay, Clay care trebuie să ungem foarte bine, foarte mult. Da, vă rugă frumos. Băi, și frumos, chiliet, da. Mai pune așa, că iese nasole și iese măclău mare, băi, mamă. Și-mi place, băi, și-mi place. De unde-l tunzi pe ăsta, băi? Ia stai, băi, de unde ți-l tunzi, băi? Aude de aici, băi, ia stai să pune să piasă răna, băi. Foarte frumos, băi. Foarte dragă. Mi-e un pic frig. Lasă, stai cu mintea aici, măi, dă-te mai de acolo, băi. Să-mi pune sinos un pic, că mi-a căzut. Trebuie băgat așa, da? Și trebuie luat, băi, deci nu e foarte greu. Deci trebuie făcut genbion din așa. Ce mă supărați, dar nu știi ce faceți acolo? Deci acum executăm un digât legău. Uite, ăsta e digât legău. Sigur că da. Unde sunteți? Unde sunteți? Pe instituții. Acum te rezolvă, băiat. Băi, și îmi place, băi. 2, 3. Haide, băi, să vă vedeți. Veniți mai aproape, vă rog, veniți mai aproape să vă vedeți mai bine. Pleacă de acolo, băi. Și prin
prinde-l pe ăla, băi! Pe ăla, prinde-l ăla, că a scăpat, băi! Prinde-l pe ăla, băi, iată, că a scăpat, băi! Ce vremuri, băi, am jucat, iată și rolul unui om care era un de-asta designer renumit și avea și păr în cap, e, pentru că am teatrul lui puși sub păr, m-am blestemat și uitați-vă în ce hal am ajuns, uitați-vă în ce hal am ajuns! Tăticu, dacă îmi permiteți, deci avem chestii interesante, deci când noi făceam implant de păr, celelalte emisiuni nu făceau nici măcar implant de copaci în pământ. Haile, ce să mai suntem niște deschizători de drumuri, adevărați vizionari. Ce n-am avut noi niciodată aici la Cronică? Ce? Știți? Ce n-am avut? Invitația a aflat sub tratament la Spitalul Nou Salo Socola. Auzi, asta e felia altora. Psihopupu au emisiunile lor. Continuă emisiunea Iumor, căci că e foarte profitabilă. I-au făcut decor nou, jurații sunt cât de cât ok, prezentatorii se scălâmbă, e disgrațios, iar personajele aduse de castingul profesionist al antenelor sunt praf. Iată-o pe nebuna aia de la X Factor, aia cu revenea la ei cu tot. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Dă-ți cu reveneală, dă-ți cu pasiune, dă-ți cu ce vrei tu! Sunt Cărmenuța cu Gentuța. Și a venit să-i dea verdictul lui Deliuța. Nu te mai iubesc. Dar ce s-a întâmplat? Am crezut că așa de complezență, că-mi dai și mie un da. Și n-am dat. Și nu mi-ai dat și sunt foarte supărată. Tanti cu revenea la Gentuța a venit acum să-l cucerească pe Chelu. Mafiotule, frumosule. Pentru orice eventualitate, Chelu, îți dau numărul meu de telefon, să-l notezi, 09, noi doi, și ale tale buze, moi! Vezi, mă, că vin femei și pentru tine. După Carmenuța cu Gentuța a urmat un spărgător de pietre. De ce? Pe ăsta l-a găsit castingul. Trebuie să vedeți imagine, vor face un rating ieșit în comun. Căci nu e așa, vezi asta în fiecare zi la televizor? Piatră spartă cu Babaros. Tot pe scena Iumor a venit cu umorul din dotare o femeie foarte puternică. Am râs, am râs de-am lecinat. După ce a lăsat gantera umană jos, concurenta a zgârțit-o pe Delia, că era mai la îndemână. Nu pot să cred. Dacă pe Delia, care mănâncă într-una, a ridicat-o fără probleme, pe Bendeac îl făcea ghem și dădea cu el după popice. Dar cine era gantera umană cu care tantia asta a urcat pe scenă? De ce nu lăsați pe la cu scările alea, bă, frate, bă? Liniște în sală. Asta chiar e pipinul. Ai umor, sezonul cu numărul 9. Ai de cap. Ce cauți aici? Mă scuzați, eu acum am o discuție personală cu băiatul ăsta. Ce ai venit să găsești aici? E șansa mea în actorie, ca figurație. Mihai Beneaz, dai-mi o șansă în sezonul cu numărul 9. Amen, nu mai vreau. Și încheiem cu o rugăminte din partea celor de la castingul Antena 1. Sunteți total deranjați la cap și duși cu pluta? Aveți câlți în loc de minte și balați pe post de creier? Sunați cu încredere. Fii atent, următorul este tare de tot. Doamne, să fie. Fii atent. Fii atent, următorul este tare de tot. Fii atent. Fii atent. Deci, vă rog să vă faceți speranțe, pentru că eu știu ce spun. Ceva îmi spune mie că la Ai Umor ar fi așa o problemă de casting. Dacă nu mă credeți, fiți atenți aici. Alo, da. Alo? Alo? Da, vă ascult. Sunt Nelu de la Belu. Vreau să o emisiunea domnului Bondeac. Da, bine, dar ce știți să faceți? Ce știu să fac, deci mă dau cu capul de pereți. Și dacă vrei, te dau și pe tine. Da, mersi, deci nu. Altceva, ce mai știți să faceți? Da, îmi place să dau foc la tuburile de oxigen, pentru că explodează. Asta
Deci, vedeți că asta e bine. Haideți că vă notez aici altceva. Ce mai știți să faceți? Îmi place să mă joc de rasele și vânători. Oamenii țurace să-i pun să facă mac-mac și o trag cu pușcanii. A, bun, e perfect. Sunteți admis în emisiune. Joi avem filmare. Aha, abia aștept. Auziți, o să fie foarte frumos, dar sper să nu mă prindă ăștia de la spital până atunci. Baftă! Baftă! Le ținem pumnii celor de la Ai Umor, sperăm să scape cu viață. Până atunci luăm o scurtă pauză să ne oxigenăm. Să ne oxigenăm și ne întoarcem, cât ai zice Nelu de la Belu. N-ai avut dumneata de ăștia? E un cântec simplu despre vaci și boi. Înțeleg că sunt celebri pe TikTok. De la sate cu căruțe colorate. Și e despre tine, culmea. În care trec țigan și cântă de la spate. Vezi că ți-a plecat calul. Trebuie să ai o labă. Nu mă așteptam. Foarte frumoasă. Astea sunt, tată. Începe partiu! Y un amigo. Am zis că dă play la piesa lui. Da, are super piesă, super piesă, contactat de toți, Maluma, toți vor să-l invite în emisiune. Ce-i Balvin, au zis, bro! Vino la noi, frate, că noi, tici colecul, nu e aici, păi, da. La Antena 1, Simona Gherle își confirmă numele dat de Cârcotaș, Gherle. Da, din gherlă în gherlă, din perlă în perlă, ea rămâne una dintre campioanele bâlbelor. Ole! Corect, pe scara ierarhică, e șefa la bâlbe. Bravo, frate! Înconjurată de atâta inteligență pură, Simona Gherle de la emisiunea de Împrietenire în Cuscriere și alte idealuri mărunte, nici nu mai poate vorbi coerent. S-a schimbat ierarhia, Doamne, m-am și emoționat, că nu mă așteptam. S-a schimbat ierarhia, Doamne, m-am și emoționat, că nu mă așteptam. Adevărul e că s-a schimbat ierarhia, numai la Antene ea e veșnică, Varanul și restul popincuriștilor. S-a schimbat ierarhia, Doamne, m-am și emoționat, că nu mă așteptam. În ceea ce privește tehnica de la Antene, ea e frumoasă, ea e sublimă, dar uneori lipsește cu desăvârșire, ca și sunetul din următoarea transmisie. Important să urmărim noile cazuri care se raportează în fiecare zi în localitățile de domiciliu. Hai de capul. Vorbește, dar nu avem sunet. Vom reveni la colega noastră, Cristina Oprea, în câteva momente. Veți reveni după ce angajați unii mai pricepuți, că ăștia de la tehnic doar se miră, soluții n-au. Important să urmărim noile cazuri care se raportează în fiecare zi în localitățile de domiciliu. Hai de capul. Vorbește, dar nu avem sunet. Vom reveni la colega noastră, Cristina Oprea, în câteva momente. Rămânem la Antena 1, la aceiași mari profesioniști, pentru a asculta cum încurc o știristă profetul cu profesorul. Profesorul arătase elevilor în timpul unui curs dedicat libertății de exprimare caricaturile cu profesorul Mahomed, publicate de revista Charlie Hebdo. Obositorul Antenei 1 este exact ca Radio Erevan. E parțial adevărat, erau caricaturi, erau publicate de Charlie Hebdo, dar nu cu profesorul, ci cu profetul Mahomed. Profesorul arătase elevilor în timpul unui curs dedicat libertății de exprimare caricaturile cu profesorul Mahomed, publicate de revista Charlie Hebdo. Firo. Da, da. Firo. Alo. Pentru angajații mărunți din Antene, în trustul intact, există un singur profesor, domn profesor Voiculescu. Și un singur profet, domn profet Mihai Gâdea. Și foarte multe măicuțe moraliste, gen Mirela Vaida. Așa se termină.
Tot la antene, la ororea de emisiune Acces din Rec, se prezintă o orfană supărată care vrea și ea ceva, dar nu știe ce. Să pună mâna antena, unul să-i dea. Daniela, îți înțeleg disperarea. Pe de altă parte, ni se dau niște cruci în viață. Hai să spun așa, tu gândește-te cât de norocoasă ești că ai două mâini, ai două picioare. Tu vezi, tu poți vorbi, tu poți auzi. Sunt oameni care se nasc cu handicapuri grave. Dar mi-mi părea bine dacă aveam probleme și cu ochii și cu picioarele. Nu vorbi așa. Nu mânia pe Dumnezeu, nu face asta. Într-un final au trimis-o la muncă, deși nu știm câți purici va face pe acolo. Revenind la Mirela, din cauza stresului și pentru că are numai inteligenți prin jur, ea a aflat că prostia se ia. Cum și-a dat seama? Ascultați ce spune. Vom cunoaște doi tineri pe numele lor Alexandra și... Așa că am uitat așa de celebri că eu, să mă iertați, nu am cont pe TikTok. Deci Alexandra și Bogdan Body, înțeleg că sunt celebri pe TikTok. Orice postare a lor face milioane de vizualizări. Și v-ați gândit că ar da bine și la voi în emisiune. Și uite așa, i-au luat pe amărâția ea din locul de baștină și i-au dus la Sighișoara să se dea în stambă la TV. Sper că ca să nu ieșim mai bine. Ba nu, că-i faină. E faină asta. Cam asta e problema cu celebrele rețele de socializare. Toți nebunii pământului, toți îngălații, toți retardații au o portavoce eficientă. Și în scurt timp vom ajunge toți la fel. Și acum dorim să vă arătăm cum o să fie lumea în viitorul nu prea îndepărtat. Vai, dar cum arată ăla în alta așa, deci parcă sunt eu pus pe umerele lui dezbrăcatul. Dar nici nu poți să te țin. Aia mică, mică, zici că e Gabia noastră, știi? Da, mie îmi place designul interiorului. Mamă, deci, model 20-20. De când cu TikTok-ul ăsta nu-ți trebuie prea mult ca să devii vedetă. Mă, micule, deci trebuie să cunoști un singur joc. De exemplu, o bătută. O bătută ca la Vaslui. Ne bate acum contra Andreețe pe TikTok. Bebelușa Alexandra! Bună seara, prieteni! Este miercuri, seara este Cronicuța și, bineînțeles, noi avem o nouă ediție de TikTok Trends. Eu sunt Alexa Stori, iar în această seară vreau să vorbim despre... despre Halloween! Știți, e luna aia super spooky, iar în 4 zile vine și la noi sărbătoarea americană, că doar am preluat-o și noi de câțiva ani încoace. Așa cum știți, în această seară vom vedea 3 videouri interesante despre Halloween și sper din suflet să vă dau și vouă câteva idei de costume și make-up. În primul video o să vă prezint un costum super interesant pentru copii și vă spun sincer că dacă aș găsi unul pe dimensiunea mea, nu aș ezita să-l achiziționez. Gray, you look so funny! Oh my goodness, you look so awesome! Buhuhu, sper să nu mă întâlnesc cu piticul acesta pe stradă noaptea, pentru că o să o iau la goană. În următorul video o să vedem câteva exemple de make-up de Halloween destul de înfricoșătoare. Aplauzele noastre. În continuare, aș vrea să vă prezint un trend care a început anul trecut și văd că ia amploare și anul acesta. O grămadă de oameni au încercat să reproducă Skeleton Dance și ce credeți? Multora chiar le-a ieșit. Bravo, ți-a ieșit chiar bine, așa că nu degeaba ai adunat 1.700.000 de like-uri. Atât pentru această seară, vă las în continuare cu Ioana Șerban și Dezbrăcatul. Eu sunt Alexa Stori, iar noi ne revedem săptămâna viitoare într-o nouă ediție de TikTok Trends. Nu uitați, se întâmplă lucruri scary sâmbătă noapte! Buhuhu! Dacă n-ar fi TikTok-ul ăsta, mulți români ar fi nevoie să muncească din cauza plictiselii. Dar așa plictisiți,
de pe Instagram au evadat Mimi pe TikTok. Da, și să știți că sunt foarte mulți sătui de Facebook care au cerut azil politic pe Instagram. Salutici și eu, azil politic în cea mai frumoasă țară din lume, Bebelușia, Republica Socialistă Bebelușia. Ai vrea tu buletin de Bebelușia? Ai vrea, da. Să ne cânte el cu Lara și cu Snake. Să revenim la emisiune. Da, în România, să știți, interdicțiile legate de COVID sunt absolut opționale. Da, de exemplu, dacă ai bani de nuntă, faci bani de nuntă. Pentru că legile sunt făcute pentru proști, iar cei de le fac nu le respectă sub nicio formă, vă prezentăm o dita mai nunta efectuată în pandemie, avându-i ca invitați pe doi deputați. Ce s-a întâmplat după paranghelie? Nu e greu de imaginat. După această petrecere, doi deputați PNL au ajuns internați la terapie intensivă, diagnosticați cu COVID-19. Ambii deputați fac parte din organizația de Giurgiu a Liberalilor, pe semne că nu au avut urechi să laudă pe șeful de partid, Ludovic Orban, care anunța la televizor că petrecerile de nuntă duc la răspândirea noului virus. Cele mai multe persoane s-au infectat de la evenimentele private. Asta e frumos la nunta în pandemie. Rămâi cu amintiri de neuitat, febră, dureri în gât, dureri de oase, de mușchi, articulații, tot. Da, mai avem respiri aer curat din ATI, de la mască, frumos, adică oxigen, ce frumusețe, ce ți-ai putea dori mai mult? Bine, poate doar câteva sfaturi de la Dana Budean. Dar fii atent, Dana Budeanu, da, așa, prezintă... De la... Dănuța, măi. Băi, fătălăilor, luați exemplu de la oamenii ăștia de bărbăție adevărată. Un mafiot adevărat, când e COVID-ul mai în floare, păi atunci intră în hora mare. Un mafiot ia și dă COVID-ul la toți nuntașii și fără frică. Băi, deci ăsta ștanțează COVID-ul cu data nunții și cu numele mirilor și apoi îl dă nuntașilor ca mărturie. Măi, amețiților, deci un mafiot adevărat nu se lasă infectat de COVID. Infectează el COVID-ul, după care îl intubează și râde de el că e prost COVID-ul, e prost, îl umilește. Marș, mă, de aici, că-ți dau de țară în velișul proteic și că am velopa lipidică, tu-ți capsi de amătii de COVID. Prost că ești prost. Ești un COVID prost la cap. Mulțumim, doamne Budeanu, pentru sfaturi și o avertizăm să fie atentă la austre, fătălăilor. Deci avem așa, deci avem așa, Mercur retrograd, dă infidelitățile, da? Deci sper că ai fost cu minte, Dănuțo, să nu te fi încurcat cu vreun fătălău să ți-o dau la ochi, mafiot, înțeleg? Mafiot. Oprește că mi-e groază. De la Răzvan și Dani din emisiune aflăm despre Mercur și Marte, că ar fi retrograde. Două planete inoportune, am spune noi. Sper că sunteți pregătiți, da, pentru că acum Mercur se pregătește să retrogradeze, este și Marte retrograd. Și vă zic de pe acum că vom avea câteva săptămâni în care ilegalitățile și aventurile extraconjugale vor fi expuse public. Astea sunt, tată! Începe partiul! După aceste dezvăluiri ne-am prins că și Mercur și Marte au retrogradat de tot. Dacă la anul și Uranus va fi retrograd, vai de viața noastră! Revenind în emisiune, Dani vorbește despre cizmele lui Răzvan. Când aud acțiune, mă apuc să spun eu și vă povestesc ceva. Pe vremea mea, dragi copii, cine avea ciocat, luge vazat,
cămașă de bluș și mirosea maliția, avea viața sexuală asigurată. Deci maliția aia mă dădeam jos, când mă suia metrou și mirosea un om, maliția mă dădeam jos, deci nu puteam să merg o stație cu metrou cu unul care putea maliția. Ciocatele adevărate, erau alea din piele de șerpălă. Etena, etena, ce să spun la mine, ciocatele au rost separate de șarpe, dar nu te mai iau. Doamne, doamne, să știți că ați prins timpuri ușoare, bătrâneii mei, nu de alta, dar să vă văd eu acum mergând la Ramona cu ciocate din piele de șarpe. Păi voi credeți că m-a impresionați? Doi fătălăi. Tot la Răzvan și Dani apreciem adevăratele răspunsuri ale Ramonei la întrebările încuietoare puse de Răzvan. Cum răspunzi tu la întrebarea ce mănânci de arăți așa bine? Banii la fraierii. Cum răspunzi tu la întrebarea ce mănânci de arăți așa bine? Banii la fraierii. Am vrea să-i salut pe fraieri din partea noastră și să le spui că banii lor sunt folosiți cu cap. Uite ce bine arăți. Cum răspunzi tu la întrebarea ce mănânci de arăți așa bine? Banii la fraierii. Apropo de fraier, nu știm de ce când a venit vorba de fraier, emisiunea ni-l prezintă pe Ristei. O fi vreo coincidență? Doamne ferește! Florin! Eu! Tu ai cont pe TikTok? Am cont de TikTok, n-am mai intrat... Uip, ce frumos! N-am mai intrat de foarte multă vreme pe TikTok, dar mai cresc acolo follower și... organic, se zice. Sincer, dar sincer vorbind, ai față de TikTok. Florin! Eu! Tu ai cont pe TikTok? Am cont de TikTok, n-am mai intrat... Uip, ce frumos! N-am mai intrat de foarte multă vreme pe TikTok, dar mai cresc acolo follower și... organic, se zice. Tot la băieții în emisiune aflăm că poliția a făcut rost de un număr de WhatsApp unde... Bune, iar, mai, bravo! Măi, dar n-ai, mă, n-ai cum să-i amendezi pe toți, dar măcar îi faci de râs, poți să-i juri în voia bună, așa, pe stradă. Da, să știi că și eu simt acum că sunt rea, așa, vreau să-i înjur, recunosc, dar cumva trebuie să mă descarc și eu, că nu mai pot, da, chiar... Uite, propun să luăm o pauză de înjurat oamenii care îmi poartă mască. Stai, nu știu voi cum sunteți, să te jure pe tine, dar eu port mască. Astăzi este o ediție deosebită, văd. Cântecul ăsta e despre noi. Trebuie să ai o labă. E un cântec simplu despre vaci și boi. Foarte frumoasă. De la sate cu căruțe colorate. Altă labă. Care trec țigan și cântă de la spate. Măi, nu mai râdeți, este laba piciorului. Când ești nefericit, nu are sens să o spui. Când vrei să strângi în brațe, nu ai pe cine. Când vrei să dai un telefon, sunt toți plecați. Una dintre ele seamănă cu Arafat, alaltă cu Tătaru, că ele și-au pus măscuță. Frumoase. Da, e normal. Și asta e foarte bine că și-au pus măscuță, așa și trebuie bine, tot să purtăm mască. Doamne și domnilor, în aceste vremuri crâncene, tulburi, avem nevoie de oameni care să ne aducă doctorii mai aproape. Sănătatea mai aproape. O, atenție, mă ține un doctor. Vecina e de la Cluj. Exact. Luciana Indre! Bună, Luciana! Bine ai venit! Bună, bine ai venit! Ne așa din ce cartier, ca să știu că aici deci, e Oltenița, Cluj, Cluj? Să știi că eu stau fix lângă sediul Look TV în Cluj, așa că... Ce potrivire! Ce potrivire, frate, incredibil! Deci te aștept la Cluj, am înțeles că vii. Ne vedem la o cafea, data viitoare când Luciana a ajuns la noi în emisiune pentru că a ajuns la noi în televiziune și pentru că sâmbătă la ora 10 ne vedem cu ea. Cu un doctor, cu o veselie, cu... Mă rog, magazin. Puțină veselie, da? Mai puțină veselie. Nu fi trist așa. Aici la noi e veselie. Oricum o dai, trebuie să fie veselie. Uite, și la televizor e veselie. Mă rog. E mai mult Iulia Albu. Da, e pe veselie. Asta e.
De câte ori e Mars la Măruță în emisiunea apare Iulia Albu. Ea are o melodie de intrare, să-i mai cadă nasul ăla. Cântecul ăsta-i despre noi, e un cântec simplu despre vaci și boi. De la sate cu căruțe colorate, în care trec țigan și cântă pe la spate. După această intrare de senzație, Iulia Albu trece la Poliția Modei, așa cum ne-am obișnuit. Îmi place încălțămintea de data asta, mi se pare că este destul de greu să porți o asemenea încălțăminte. Trebuie să ai o labă a piciorului foarte frumoasă. Am spus cuvântul labă și a început să râdă ciucă. Nu, Iulia, am primit un bag drăguț, dar nu-l pot citi. Și e despre tine, culmea. Dar Iulia continuă cu cuvintele astea tari. Opa. Altă labă. Da. Astăzi este o ediție deosebită, văd. Măi, nu mai râdeți, este laba piciorului. Dar nu râde nimeni. Trafalet. Aici este Laura, nu? Da, da. Vedem carpiene, metacarpiene, intrăm în detalii anatomice altă dată. Dragă Iulia, noi știm că te dai mare ca fiind învățată, dar o să-ți demonstrăm că ești la fel de semidoctă ca și cei de care te iei non-stop. Carpienele și metacarpienele sunt oasele mâinii. Tarsienele și metatarsienele sunt oasele labei. Că tot îți place cuvântul ăsta, inculturist-o. Vedem carpiene, metacarpiene, intrăm în detalii anatomice altă dată. Hai mă, Iulia, bau, bau, de trei ori bau, păi n-ai cum să fii o divă super școlită și super instruită și să confunzi metatarsianul cu metacarpianul, n-ai cum. Da, decât dacă ești o lady de la Bragadiru, 5 km mai la vale. Da. Luciana, tu ai doctor în emisiune. La prima emisiune de la prima, aia de sâmbătă, faci o diferență între metacarpian și metatarsian? Nu pot să-l arăt, e undeva aceea. Nu, vom face prevenție și vom face informare, pentru că, iată, sunt oameni care nu știu să facă diferența între una și alta. Da. Ca și o recomandare, acum cred că medicii ar zice așa, strângeți pumnii. Strângeți metacarpienele, da? Strângeți că urmează o perioadă grea și trebuie să aveți puterea de a depăși pandemia, da, nu? Da, avem mască, cum, uite ce frumoasă. Să stăm bine pe tarsien, să avem echilibru. Luciana, uite, încă o problemă a mea, acum mi-a venit și vreau să ți-o spun. Deci eu sunt tânăr, am până în 50 de ani și am dimineața niște dureri foarte, dar pe bune, mă dor foarte rău în tarsienele mele. Mă dor picioarele, de nu mai pot. Deci merge ca un moș de la, uite, așa merge. Tâng, 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 tâng. Cred că ai început de sfârșit. Ce okay. Trebuie să faci? Da. O ședință de kinetă, da, cu, dacă se poate, cu o kinetologă de 18 ani, așa. Măi, dar ce rău ești, măi, n-am văzut. Să lăsăm anatomia la o parte și ar trebui să dăm un smartphone, dar am fost anunțat că nu mai merge site-ul. Drept urmare, săptămâna viitoare dăm două metatarsiene de-astea, telefoane. Da, mă rog, să revenim. Bun, de eu, acum eu să vă mai spun o chestie. Dacă sunteți săraci, aveți datorii și nu știți cum să ieșiți din rahat, mergeți într-un târg de vechituri. De ce? De ce? Păi de ce să meargă? Ar putea găsi acolo, nu știu, ceva ieftin, ca prietenul Zaia Feț sau cum? Nu, 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 nu. De exemplu, o să se simtă bine când o să vadă oameni mai săraci decât el, da? Vai, darul ești. Fraților, dacă în perioada asta stați mai prost cu banii, tot ce trebuie să faceți e să mergeți în obor sau prin târguri, să căutați un bol cu supică sau un ouț simpatic și să deveniți milionari. Uite patru obiecte incredibil de valoroase găsite prin târgurile de vechituri. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. 1. Un bol cu supică. La prima vedere, e doar un bol made in China, doar că fără ștampila made in China. E alb și micuț, aproape nesemnificativ. Tipul care l-a cumpărat a dat $3 pe el, pentru că i-a plăcut desenul din interior. Mult timp a stat pe măsuța de cafea de la el din casă, până când într-o zi, proprietarul a început să citească despre istoria Chinei. A dus bolul la un evaluator și ce să vezi, era un bol din dinastia Song. Avea 1000 de ani. Și era și un tip de ceramică incredibil de rar. L-a vândut cu $2.225.000. Adică a făcut un profit de aproximativ $2.225.000. 2. Declarația de independență a Americii. În 1989, un tip a cumpărat din târg un tablou. A negociat dur și a dat doar $4 pe el. Nu era interesat de tablou. Lui îi plăcea mai mult rama. Acasă a scos imediat tabloul din ramă și ce să vezi,
Înăuntru lui era Declarația de Independență a Americii, varianta originală din 4 iulie 1776, una din 24 de exemplare realizate atunci. S-a dus la evaluator, a pus-o la licitație și a primit 2,4 milioane de dolari. Spre deosebire de omul cu bolul de supă, tipul ăsta a avut un profit și mai mare dacă te gândești că el a dat 4 dolari pe ramă și Declarația de Independență a Statelor Unite a fost doar un bonus. 3. Cupă chinezească. În mod șocant, deși știe toată lumea cât de ieftine sunt chinezăriile, se pare că unele dintre ele sunt incredibil de valoroase. Nu arunca Tamaguchi-ul ăla din dulap, că cine știe. Și de data asta, cumpărătorul a reușit să cumpere cupa cu un preț finuț de doar 4 dolari. La prima vedere, pare o cupă amărâtă din plastic. Ba chiar ai senzația că e nițel murdară, dar te gândești că o treci prin 3 cicluri de spălare acasă și o poți folosi. Ei bine, cupa asta din imagine nu e deloc din plastic. Materialul e de fapt corn de rinocer. Nu știu cum, de nu mi-am dat seama din prima. Cel din imagine e decorat cu flori de magnolie și a fost făcut cândva prin secolul 17. Culmea, proprietarul nu a recunoscut inițial cornul de rinocer și chiar a spălat cupa, ciobind-o într-un colț. Din cauza ciobului, prețul a scăzut dramatic și în final a primit doar 75.640 de dolari pe ea, adică de doar 18.910 ori mai mult decât prețul de cumpărare. Un fleac, mai nimic pe lângă ce urmează, și anume 4. Un ou Fabergé. De data asta e un caz deosebit. Există tot felul de meserii ciudate pe lumea asta. De exemplu, ce fac eu acum e destul de ciudat. Sau ce făcea tipul din povestea asta. Mergea prin târgurile de vechituri și căuta obiecte din aur pe care să le topească și să vândă mai scump aurul. Într-o zi a dat peste un ou cu o cantitate impresionantă de aur pe el. După o cântărire atentă, omul a fost dispus să plătească 14.000 de dolari pe ou. În mod normal ar fi ieșit cu un câștig de vreo 2.000 de dolari. Dar, ajuns acasă, i-a fost milă de ou și nu l-a topit imediat. Bine a făcut. Un amic a văzut oul și a insistat să meargă la un evaluator. Se pare că era vorba de un ou Fabergé, cu o valoare estimată de aproximativ 33 de milioane de dolari. Așa că data viitoare când ești în târg, cască ochii. Nu știi ce obiecte valoroase pot fi acolo. Am căutat nițel și pe piața locală și, de exemplu, dacă găsești o primă ediție a poeziilor lui Eminescu, adică o cărticică roșie cu un îngeraș, tocmai ai dat peste aproximativ 50.000 de euro. Și presupun că valoarea cărții crește de la an la an. Cam atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa! Ia uite-mă, prieten, da. Zafet, cu chestia mare în cap. Abia în cap, în cap. Să nu te tunzi, Horică. Dar ce noroc au câte unii. Deci ieși din foame una, două, n-ai văzut așa ceva. Dacă nu poți să ieși din foame, măcar să ieși din casă. Bine, e adevărat, trebuie. Am o mască pe negru așa, mi se pare foarte fancy. Ești foarte fancy, Șerban, da. Ești în trend, adică te-ai... Exact. Luciana, tu ce preferi? Antic sau mai modern așa? Păi vezi, acum din... clasic, antic, cum ai spus tu, se naște și modernul, s-a născut și modernul, așa că cred că merg. Da, dar poate fi baroc cu recamier sau poate fi Ikea din Suedia. Aici nu mă bag peste Iulie Albu. Da, ai dreptate, mă rog. Când începe emisiunea, cum se numește și unde vedem? Sănătate cu stil, în fiecare sâmbătă, de la ora 10, va fi porția de sănătate, toate sfaturile pe care, uite, întreba și Cătălin, tot ce... Păi îl cheamă Codru, să știi, că termine spune noi așa la mică, dar... Bine, Brad Pitt... Da. Nu Brad Pitt, e Brad Tâmpit, așa se numește, da, mă rog. Deci, sâmbătă la ora 10, la Prima TV, cu tot cu stil. Deci, am stil, am și sănătate, am și gust, am și miros și mergem mai departe. Să fii sănătos! Ia, să fii sănătos! Ioana! Mergem mai departe în Satul Românesc. Să știți că decât să dați banii pe mască, mai bine vă luați niște mastică, vă îmbătați, iar dacă sunteți de la oraș, ce să zic, vă apucați de jucat remi. De ce? Păi, da. Pe timp de pandemie se arată din nou înțelepciunea populară. Ia să vedeți dumneavoastră cum e treaba cu virusul comentată de niște chibiți ce joacă remi în cijmigiu. Sunt bâlbâieli și în statistici. Întâi să analizeze populația Bucureștiului și pe aia stăm de vorbă. Mi se pare aberant ca un om politic care ia banii contribuabili să
nu aibă absolut nimic, nici în film, nici în mânecă cu realitatea. În plus, tot domnii din Poiana Modernă a lui Iocan știu de ce nu se va ajunge la starea de urgență. Logic. Credeți că se va ajunge la o stare de urgență, domnilor? Nu că au interes să facă alegeri, domnule. Asta se întâmplă la oraș. La sate, povestea pandemiei e și mai tare. Vorba aia, epidemia pe uliță. Toată lumea poartă mască, păstrează distanța, nu se fac adunări publice. Să purtăm mască, să fim atenți cu, cu cine persoane avem de-a face, cu asta. Adevărul e că toată lumea poartă mască, dar e invizibilă. Și la final vine adevărul suprem. Asta să murim, murim și cu mască și fără mască. Până în prezență e bine. Ce-o mai fi de acum? Care mare, mare, că treci, treci. Ce vrei să-i faci? Asta e viața. Dragi tovară și prieteni, am stat de vorbă cu un stăteam veritabil, un țăran adevărat, care ne spune ce crede despre pandemie. Băi, băi, pandemia nu e bună deloc, băi. Nu e bună deloc pentru că a scumpit răscăul, mă. Păi mai nu, Gogu Cârciumaru, Cârciumaru satului, a pus preț pe taxa asta de COVID. Păi băi, scrocule, băi. Băi, scrocule, de ce mă taxezi tu pe mine, mă, contribuabil cinstit, hă? De ce nu taxezi, mă, COVID-ul? Hă? Ia-i lui bani, băi. Păi dacă tu îți bea până acum cu mine, eu plătesc în plus și pe el lași în voia sorții, mă, să poate, mă? Păi nu e drept, mă, nu e drept. Deci dacă n-ai COVID, atunci de ce să mă taxezi, mă? Mă întreabă unii, alții, că de ce nu port mască? Ei, na, ia uzi, pentru că nu simt nevoia, bă, să filtrez băutura, înțelegi? Hai că m-am enervat, spor la băut și nu m-a venit, doamne, știu, sănătate. Vai, dar mulțumim domnului Sătean pentru teoriile lui pertinente. Nu, 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 impertinente. Impertinente. Eram ironică și foarte bine argumentate. Luciana, pentru abuzul de trăscău, ce se recomandă la tine în emisiune? Sau specialiștii, ce recomandă? Păi acum, vedeți că și medicii spun să consumăm un pahar de vin, de tărie, după masă, sigur nu pe stomac cu gol, dar să rămânem așa cu capul pe umeri, cu capul limpede. Am așa două povestiri cu tăria. Asta, aveam un coleg mistrețu pe vremuri care ținea o cură de slăbire și a venit într-o zi foarte supraceat. Mă doare, mă doare, ficat, mă doare. A doua zi a venit foarte vesel. Ce-i, mă? Am fost la doctor și mi-a zis că din cauza că le cam beau așa, ficatul e lene și acum dacă nu i-am mai dat cu băutură, ce rea. Și pe de altă parte am fost la o degustare de vin undeva în Toscana și era un nene acolo, avea 87 de ani și n-avea niciun rid. Și eu am zis, băi, dar matale, cum, pe ce? Eu beau un par de vin așa, spun medicii, dacă să fiu sigur, beau patru. Dar, stai să spun, că ai zis de Toscana, și noi avem munții Trăscăului, deci acolo aer curat, o drumeție, acolo da, cred că recomandă medicii în toamna asta să ne relaxăm. De acolo vine și denumirea de Trăscău. Mulțumim, Luciana, că ai văzut în sâmbătă. Mulțumim frumos, la ora 10, la sănătate cu stil. Acum noi ne întâlnim cu dezbrăcat. Ce, cum să treci de la Luciana, stai. Eu am o problemă, dacă nu beau, așa, nu, dacă beau, nu mai întremură mâine, mă, nu știu ce. Noi trebuie să discutăm în particular. O dată pe săptămână, la sfârșit, acum cât mai este vreme bună și încă este deschis muzeul, venim, ne facem siesta, facem în jur de 4.000 de pași, filmăm, stăm de vorbă cu lumea care este din ce în ce mai puțină, la muzeul satului. Sunt ca acasă, eu cred că la bătrâneți aici am mut. Hai, Beni, uite, mergem acolo la doamna aia. Ce faceți dumneavoastră? Ce mi-ați răspuns? Că sunteți babă și că mă uit la Cronica Cârcotașilor. Vă mulțumim. Și de fiecare dată îmi vine să pup televizorul. Vă văd pe dumneavoastră, ha, văd pe Huidu. Și bebelușele, da, și ele sunt... Și ele, da. Că sunt dragele. Să vă dea Dumnezeu sănătate, gust, miros și să ne revedem cu bine. Sănătoși. V-am numai pupat. Bine. Să la rămână. Revedere. După cum vedeți, în spatele meu, maestrul a deschis o academie de fluierat. Are deja un elev care a venit la cursuri de la prima oră. Deja a început să râdă și dacă râde, n-are cum să sufle. Bună dimineața! Două aspecte vreau să vă spun. Unu, este interzis fluieratul pentru că... Nu, deci nu mai fluierați câte ore aveți de fluierat. E prima oră, de-abia am ajuns. Cam în 30 de ore vă învață. Da, prind un cântec în
Mai în două ore. Cum e cu mască? Bine. Foarte frumos. De unde sunteți? Texas. De ce ați venit în Texas? Vă pun. Oh, my wife is Romanian. Yeah, this is beautiful. Yeah, nice. I like nice it. Country. We're looking for a hot dog right now, something to eat. You know, do you know something around here? Yes. Yeah? Yes. Okay. Okay, hai, go. După cum observați, în spatele meu se află sărăduna vecină. Doamna s-a mutat aici. O întrebare, aveți apă caldă? Nici dumneavoastră. Incredibil, incredibil. Dacă îmi permiteți, mă bucur că ați venit și sunteți alături de verișoara mea. Rămâne așa, verișoară, da? Da. Ea este o artistă desăvârșită și este tare mândră și fericită că v-ați oprit și că veți cumpăra mai tot ce are. Sunt ultimile pentru că a mers foarte bine. Era chiar coadă dimineață când bine că ați venit acum. Ea este tare emoționată, fericită, bucuroasă că a ajuns să-și vândă. Să rămână. Haideți că pastele mai avem, să mergem și noi acasă. Ce ați vrea să știți despre ea? Întrebați, vă rog. Aia la 150 de euro. Dar la 150 de euro am avut și la 200. Sunt oricum reduse cu 75% tot. Sunt din ceramică, din pământ, ultrateranizat, făcut prin vibrație, apăsat la rece. Selenar. Așa, selenar. Sursa de inspirație e alcool. Ăsta... Hai că te las că mă bubnește râsul. Din ce în ce mai mulți oameni cu copilaș vin în acest loc minunat pentru că avem distanțare socială, aer curat și liniște. Și am auzit aici o mămică cu 4 copii. 4 copii aveți. Să fie toată lumea sănătoasă, cu gust și miros. Și auzeam o melodie tare interesantă despre mama, nu? Ce reprezintă pentru tine mama? Mama pentru mine reprezintă... Tot. Da. Vreau să o las închis telefonul și să vă cânt și eu o melodie. Lasă-mă, papa, la mare, vreau distracție și soare, te-am îmbolnăvit cumva, asta este dragul. Ua, 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 la mare, ua, 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 la soare, ai la venit cu minte. Sărătumă, iată că a venit un nou moment, să ne luăm la revedere, să... Ce faci, mă, filmezi? Uite, ce m-am pomenit cu asta, mă, mic, atenție. De ce mă mai filmez, mă, că iau de-asta ea? Hai, ne vedem săptămâna viitoare dacă avem material. Pa! Doamnelor și domnilor, când cântă dezbrăcatul, chiar și COVID-ul aia la fugă. Mulțumesc muzeul, da, mulțumesc muzeului pentru primire. Păi voi ce credeți, mă, frate, că ați scăpat până acum de el, pe bune? Să vă spunem noi că am adus pe cineva care chiar să cânte. De fapt, l-am sunat pe Georgescu și am zis, bă, adu și pe cineva să cânte. Că la noi în emisiune ne distanțăm social, ne dăm cât mai încolo, așa, ne dăm cu reveneală, cum spunea fata aia, și să cânte. Snake, DJ Robert Georgescu, Lara, să rămână Lara... Domnul Georgescu, dacă vă puteți duce la pupitru sus, haideți vă rog frumos. La înălțime, la bancă. La înălțime, cum place mie. Ia așa. Și pe Șerban cu tine. Da. Du-te la tine la bancă acolo. Da, cum se numește piesa, Lara? Inima mea bate. Inima mea bate, bate pentru tine. Nu e aia? Păi nu, dar pentru cine bate? Asta e întrebarea. Bun. Snake, Lara și Robert Georgescu! Treabă de ce doare, astăzi norocul te lovește. Tu mi-ai adus culoare, fericirea cea mai mare. E aduse de iubiri, ele fac inimi să zboare. Și lumea ne desparte, arată-le se poate. Noi mergem mai departe. Dansăm în univers, din câte sunt tu pe mine m-ai ales. Aș pleca pe Marte pentru tine, mereu mă întorc unde-i mai frumos decât în brațe.
lucreze la tine. Hai să ne iubim, eu să fiu vagabondul tău, să trăiești acolo în inima la mine. Tu ești un mare mister și vreau să-ți fiu cavaler. Efectul tău asupra mea m-a făcut prizonier. În lumea ta de mentă plină de păcate.